S-au trezit românii, ia uitați cât sunt. Bravo românilor. Bravo românilor. Felicitări românilor. Bravo fiecărui român liber. Bravo. Bravo românii. Sute de persoane care nu aveau autorizație să protesteze au ieșit în stradă marți la București pentru a le cere parlamentarilor să nu adopte legea care prevede obligativitatea certificatului verde. Printre manifestanți au fost și mulți susținători ai AUR, partid parlamentar care se opune acestui certificat. Oamenii nu au purtat mască de protecție și nici nu au respectat distanța fizică. Să zică că sunt 2000, 3000. Haideți, vă rugăm jos. Sigur, stați, arătă câte la imagine. Afară mulțime! Guvernanții care au în țara 32 de ani! Liderul AUR, Georgiu Simion, a menționat că certificatul COVID este ineficient și neconstituțional, iar protestul a fost organizat pentru a spune un nu hotărât acestor măsuri aberante care nu soluționează problema. Protestul a fost supravegheat de jandarmi și polițiști în contextul în care numărul maxim de persoane permise la astfel de manifestări ar trebui să fie în jur de 100. Șeful DSU, Raed Arafat, a precizat că în ceea ce privește certificatul COVID, Parlamentul e suveran și va decide cum va fi adoptată legislația, iar astfel de evenimente la care participă oameni care nu cred în existența virusului și nu respectă măsurile de protecție devin focare de răspândire. În contextul protestelor care au avut loc la Parlament, premierul Nicolae Ciucă i-a cerut marți ministrului afacerilor interne să protejeze integritatea instituțiilor statului, aplicând legea și descurajând orice tip de violență, având ca prioritate siguranța românilor. Jandarmeria București a anunțat la câteva ore după începerea protestului AUR și după ce protestatarii au pătruns în curtea Parlamentului că a suplimentat dispozitivul de ordine publică din zona Parlamentului, cu toate că au fost vandalizate mașini ale ambasadorilor Statelor Unite al Americii și Japoniei, dar și autoturismul unui parlamentar, jandarmeria precizează că nu a fost folosită forța și nici mijloacele de intervenție din dotare.